o persoană din 40.000 la nivel global suferă de boala Gaucher, o boală genetică rară care nu este întotdeauna ușor de diagnosticat de către medici. În România, în acest moment, sunt aproximativ 74 de pacienți diagnosticați cu boala Gaucher. Care este explicația faptului că cei mai mulți pacienți din România cu Gaucher sunt la Cluj și în București? Da, e greu de spus. Nu e semnificativ mai mult. E o distribuție destul de bună pe județe, dar aveți dreptate. Unu, sunt localități cu populație mai mare. Deci, prevalența e firesc să fie mai mare. Bucureștiul, dar și Cluj. Pe urmă, aici au fost centre unde personalul medical a depus pasiune în a identifica astfel de cazuri. Pe urmă, eu cred că e și problema de adresabilitate. Să recunoaștem pe cine are soarta să se nască într-un mediu rural sau într-un oraș mic, departe de centre medicale secundare sau terțiale, ajung mai greu la medici. Asta e valabil pentru orice boală, nu numai pentru boala Gaucher. Deci e o problemă probabil și de geografie medicală. E o asimetrie în ceea ce privește capacitatea sistemului sanitar românesc de a acorda același grad calitativ de îngrijiri medicale personale pacienților sau populației. Deci asta nu e valabil mai pentru Gaucher. Ce le lipsește pacienților din România cu boală Gaucher comparativ cu pacienții din Europa în privința accesului la tratamente și la investigații? Eu aș spune că nu le lipsește nimic. Ce le lipsește pacienților e faptul că anumite analize care sunt necesare la controle periodice nu sunt întotdeauna acoperite de casă. Deci acolo, la partea de diagnostic și de urmărire, le lipsește. În ceea ce privește tratamentul, sunt două categorii mari de tratament. Unele se dau pe cale perfuzabilă intravenos și altele se dau pe cale orală, sunt puțin mai scumpe, dar se dau în formele mai ușoare. Tratamentul standard este intravenos și aici în lume sunt trei medicamente, iar în România sunt două dintre ele. Al treilea nu este. Dacă mă uitam din la telefonia mobilă, dacă piața e deja ocupată de două companii, e foarte greu una a treia companie să mai vină pe piață. Deci o aceea asta, a treia companie, deocamdată n-a intrat pe piața românească, să spună asta la lipsii pacienților, pentru că e tratamentul care este în toată lumea. S-a vorbit în ultima perioadă de administrarea tratamentului la domiciliu, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. În ce măsură credeți că se poate și se administrează acest tratament la domiciliu pentru boala Gaucher? Știu că au fost câteva încercări din partea asociațiilor de pacienți să miște lucrurile și legea în acest sens. Da, aici trebuie să menționez eforturile doamnei dr. Mihaela Dan, care trăiește în Franța și care pune mult entuziasm în această problemă. Răspunsul la întrebarea noastră este nuanța. E nevoie și cu toți suntem de acord ca pacienții să primească un tratament de calitate în condiții de siguranță maximă. Acești pacienți au nevoie de perfuzii de două ori pe săptămână. Unde li se poate oferi cel mai mare nivel de confort și de siguranță într-o unitate spitalicească, pentru că e vorba de administrarea preparatului, de rireaminei, de perfuzie, de urmărirea să nu apară efecte secundare sau prisoane sau hematoame la braț. Deci să fim de acord că într-o unitate sanitară este mai sigur pentru pacienți. Dacă se întâmplă ceva, este acolo reacția alergică. Puțin probabil. Deci, e metoda cea mai sigură de administrarea tratamentului. Este însă inconvenabilă. Dacă mie mi-aș cere să merg de două ori pe lună undeva să fac ceva tratament, m-aș codi foarte mult. Problema și mai mare este la copii. Acolo, la copii, tratamentul în unități spitalicești este mult mai dificil decât cel de acasă. Dacă e să facem tratamentul acasă, are invers, are beneficiu că e mai comod, calitatea vieții este mai mare, dar are dezavantajul că nu ai o bună supraveghere. Imaginați-vă pur și simplu că îți vine o asistentă care nu-ți dimerește vena.
într-un spital, îl cheamă pe alta mai bătrână sau cu mai multă experiență, sau se întâmplă ceva. Unul schimbă brațul, acolo e singur, față față, e mai greu de văzut. Doi la mână, e vorba de resurse logistice. Cine are o asistentă în plus care să se ducă, nu știu pe unde, la câți kilometri, ca să pună perfuzia, să stea acolo sentat. Există țări în vest, bogate, cum am menționat chiar și Franța, unde se poate face așa. Vine cineva și duce trusa de perfuzie într-o cutie astăzi, mâine vine asistenta medicală, îți pune perfuzia, îți face fișa, nu știu ce-ți decontează, și a treia zi vine altcineva ca să-ți ia cutia înapoi cu perfuzorul și așa mai departe. Deci, într-un stat care dă deja cam peste 10.000 de euro pe lună pentru fiecare pacient care e tratat, chiar mai mult, pentru fiecare pacient cu goșe, sigur mai poți spune, domnule, mai dă și un pic acolo pentru asistenta medicală. Noi susținem aceste demersuri, însă decizia nu o luăm noi, o lua casa de asigurări. Deci asta este problema. Se poate și eu cred că se mai aranjează oameni la mică înțelegere și indicațiile sunt, adică pe prospectul medicamentului, unele din medicamente pe prospect că scrie că se poate administra la domiciliu. Deci nimeni nu se opune. Sunt cadre medicale care probabil merg la domiciliu undeva. Este un act normativ care se spună că prin casa de asigurări se asigură acest tratament. La Fundația Gaucher Americană se și scrie că sunt case de asigurări care nu vor să ramburseze aplicarea tratamentului cu reducerea structurii enzimatic în condițiile ambulatorii, în condiții de domiciliu. Deci, de ce? Probleme de cost. Da. Deci dacă chiar Fundația Gaucher în America refuzează că s-ar putea ca nu toți să accepte să vă ramburseze tratamentul acasă, probabil că asta este și la noi. Deci noi susținem acest lucru, e foarte bine că asociațiile pacienților și nu numai de Gaucher, dar și cu alte boli zozomale s-au implicat. Dacă se va aprova, suntem cu totul de acord, dar v-am explicat avantajele și dezavantajele. Deci, ca să fac povestea scurtă, sunt pacienți care vor prefera să facă la domiciliu. Și e bine să le dăm această posibilitate. Dacă casa le acoperă cheltuielile, este și mai bine. Sunt pacienți care preferă să o facă într-o instituție spitalicească, unde, deși ca deplasarea aceasta e inconvenientă, se câștigă un picuț în siguranța tratamentului. Cum ar trebui făcută monitorizarea acestor pacienți la domiciliu? Pentru că în spital știm că e mai simplu. Oricum vine pacientul să-și administreze tratamentul, îi se poate face și monitorizarea, îl poți observa cu eventualele reacții. În schimb, dacă totul s-ar muta sau în marea majoritate s-ar muta la domiciliu, pacienții ar fi văzuți mai rar? Cu siguranță. Deci, noi facem o monitorizare periodică a pacienților și de obicei odată pe an facem investigații sau cerem medicilor că avem pacienți la Constanța, pacienți în Oltenia, pacienți în Moldova, la Banat, peste tot, să ne trimite evoluția. Noi urmărim în fiecare an pe acești pacienți. Sunt lucruri care nu se pot face la domiciliu. Poate că vreodată în viitor, dacă apar aplicații acestea de telemedicină, se poate, dar noi facem și noi telemedicină pentru că vorbim la telefon cu pacienții, se mai poate întâmpla. Dar asta de COVID în care e o rezistență a pacienților nu numai cu goșe, toți pacienții evită să vină, sau nu toți, numeroși pacienți evită să vină la spital sau își amână venirea la spital până ne trezim cu tumori de 6, 8, 12 cm. Într-adevăr, pandemia de COVID-19 a ridicat foarte multe probleme la care poate înainte nu ne gândeam. Din pacienții cu boala Gaucher pe care îi aveți în grijă în momentul de față, cât s-au îmbolnăvit de COVID-19 și ce fel de forme au făcut? Sigur, pacienții cu Gaucher au riscul de a face forme mai grave. Nu s-au văzut, ce am văzut eu, literatură puțină publicații, nu este, evoluția n-a fost mai rea decât în alte situații. Le recomandăm să se ferească și asta și
organizațiile astea de îngrijire a pacienților spun nu ieșiți, evitați, izolați-vă, purtați mască. Așa mai de. Deci măsurile preventive trebuie foarte strict urmate de acești pacienți. Riscul este cuantificat? Există un procent cu cât e mai mare? Practic nu, pentru că nimeni nu și-a permis să expună pe pacienți ca să vadă, uite, o supramortalitate de atât. Dar teoretic este. Adică fundamentul teoretic pentru asta e real. În ce condiții este recomandată vaccinarea împotriva COVID-19 pacienților cu boala Gaucher? Da, există în orice condiții recomandăm, dacă nu are alergie. Deci indicațiile și contraindicațiile generale, pentru că să ne gândim mai bine și face vaccinul și face un mic efect advers decât să nu-și facă vaccinul să se expună COVID. Deci nu, pacienții cu Gaucher nu trebuie să aibă nicio reținere în a se vaccina.